citesc câteva cuvinte din scriptură și apoi o să vă rog să vă reocupați. Citesc în această seară din două locuri din Biblie, Marcu 6 și Fapte 13. Marcu 6, 7 și 8. Marcu 6, 7 și 8. Și Fapte 13, 1 la 5. Marcu Capitolul 6, versetul 7. Atunci a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimită doi câte doi, dându-le puterea asupra duhurilor necurat. Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum, decât un toiag, să n-aibă nici pâine, nici, nici traistă, nici bani de aramă la brâu. Vă rog frumos să redeschideți în Faptele Apostolilor, pagina 1071, 1071, capitolul 13, citim de la versetul 1. Fapte 13 cu 1. În biserica din Antiohia erau niște proroși învățători. Barnaba, Simon numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu curmuitorul Rod și Saul. Pe când slujau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Ajuns la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan. Amin. Mulțumesc frumos, vă rog frumos să vă reocupați locurile. Apreciez prezența dumneavoastră a fiecăruia dintre dumneavoastră. Și în numele Domnului vă binecuvintez. Apreciez slujirea fiecăruia dintre dumneavoastră, cea mai mică slujire și cea mai mare slujire în seara aceasta, până aproape de încheiere, o să rostesc în numele Domnului un cuvânt de predică pe care l-am intitulat Formula conducerii. Fiind în această perioadă în care ne gândim la voia lui Dumnezeu cu privire la promovarea de noi lucrători pentru că crește dimensiunea și intensitatea lucrării lui Dumnezeu, aș vrea să surprindem care este voia lui Dumnezeu din Scriptură cu privire la acest subiect. Subiectul acesta este foarte vast la periferia lui, el este și ușor flexibil. Dar la centrul lui este ferm și determinat de principii biblice. Unde sunt doi sau mai mulți oameni, unul trebuie să conducă, purtând responsabilitatea și manifestând autoritatea. Conducerea este cel mai important lucru într-un grup de oameni, în ceea ce privește direcția lor, integritatea lor și felul în care ei trăiesc. Diferența dintre familiile dezbinate și familiile nefericite o face conducerea. Diferența dintre bisericile slabe și cele puternice o face conducerea. Diferența dintre țările sărace și dezorganizate și țările bogate și industrializate o face conducerea. Sunt țări sărace care au pământul plin de petrol și sunt țări bogate care n-au petrol. Cum au ajuns ăștia bogați fără petrol? Dumnezeu este gata să ajute orice familie, orice biserică și orice țară care acceptă principiile sale în ceea ce privește conducerea. Privind în istoria Bisericii Creștine, realizăm faptul că de-a lungul acestor 2000 de ani s-au remarcat mai multe formule de conducere, în principiu 3. Prima dintre ele este formula episcopală, unde un om conduce. El conduce singur. Episcopul este cea de-a doua metodă numită metoda prezbiteriană, adică ceata prezbiterilor care decid și care conduc. E adevărat că orice echipă care conduce are în mijlocul ei totuși un lider care reprezintă un mai mare între egali, formula aceasta e consacrată. A treia formulă este formula congregațională, adică nu mai este episcopul, nu mai este nici ceata prezbiterilor, ci e toată congregația, toată adunarea. În ceea ce ne privește pe noi la nivel de viziune a bisericii, noi credem din toată inima că formula de conducere prezbiteriană este ideală, este superioară. De aceea o și aplicăm. Asta nu înseamnă că celelalte formule de a conduce nu sunt bune. Probabil pentru, altă, pentru alți oameni. De aceea o să privim în seara aceasta la formula conducerii din prisma sau prin prisma formulei prezbiteriene, adică a unui lucru care este hotărât de mai multe persoane, care sunt persoane, grup de persoane reprezentat e adevărat de un lider. Atunci când, spunem despre, când vorbim despre superioritatea uneia dintre formulele de conducere întâlnite în istoria bisericii creștine de 2000 de ani, trebuie să întrebăm și să răspundem cu Biblia. Care este originea slujirii în echipă? Care este slujirea formulei de slujire prezbiteriană în echipă. Trinitatea este prima formulă de slujire în echipă. Dumnezeu Tatăl împreună cu Dumnezeu Fiul și împreună cu Duhul Sfânt lucrează în echipă. Este cea mai unită echipă dintre toate echipele. Când Hristos a întrupat pe pământ, El a format echipe de slujire. Nici măcar o singură dată nu a trimis pe cineva singur a trimis 70 de oameni, a trimis 12 oameni, a trimis 3 oameni, a trimis 2 oameni, dar niciodată un om. Atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, profeții și apostolii slujeau în echipă. Nu întâlnim în Scriptură modelul slujirii individuale. Hristos i-a trimis pe oameni doi câte doi, Marcu 6 cu 7. Tocmai am citit. Pavel a fost un maestru al formării de echipe în slujire. În jurul lui au crescut oameni au înflorit echipe de slujire. Nici în închisoare n-a vrut să stea singur și spune, trimite pe cineva să fie cu mine. Pavel n-a fost un om care a vrut să-i se pronunțe doar numele lui atunci când se face o misiune sau se face o lucrare. Chiar dacă Domnul și Apostolii au format echipe puternice, ele n-au fost niciodată perfecte, pentru că membrii componenți ai unei echipe, oricât de puternică ar fi ea, nu sunt perfecți. Cea mai bună echipă de slujire dintr-o biserică, unde biserica care progresează cel mai mult și care e cea mai organizată și care are cea mai bună viziune. Și aia este formată din oameni imperfecți și imperfecțiunea se vede și în echipa lor, nu doar în viața lor personală. De ce slujirea individuală este inferioară slujirii în echipă? În primul rând pentru că fiecare membru component are unul sau mai multe daruri pe care ceilalți nu le au. Ce aș face eu dacă aș păstori singur biserica asta? Pentru că orice om, oricât de dotat și de dăruit ar fi de Dumnezeu, nu are toate darurile. Fratele Onel Pădurețu spunea de dimineață despre capacitatea de a vedea 360 de grade, adică orizontul întreg. Orice om vede do are doar un punct de vedere. Un punct. Dar un punct înseamnă doar un punct. E nevoie și de alții care să aibă o altă zestre, care să aibă o altă dobândire, care să aibă o altă instruire, care să aibă o altă perspectivă, care să aibă un alt temperament, care să aibă o altă experiență și o altă complexitate. Și oamenii aceștia aduc cu ei lucruri pe care ceilalți nu le au. Și în felul acesta unul știe să, altul știe altceva și altul altceva și în felul acesta echipa e complexă. Priviți, spre exemplu, o echipă sportivă. Unul apără poarta. Ca portar, alții o apără ca și fundași în fața portarului, alții sunt la mijloc înce încercând să gestioneze mingea și să coordoneze echipa, alții sunt în față încercând să ducă mingea în cealaltă poartă, iar unul e moț, special să dea gol. Fiecare are un anumit dar, are o anumită, una, o anumită misiune. Ce ar fi dacă ar fi unul singur? Ba portar, ba înaintaș, ba n-are cum să le aibă pe toate. Cine crede că le are pe toate, n-are nici măcar unul, să știe că așa ceva nu se poate, adică. Uitându-ne în Scriptură, înțelegem că slujirea în echipă oferă protecție. E o mare protecție să mai ai pe cineva care te poate îndruma, te poate ajuta, te poate avertiza, te poate mustra și te poate ridica. Dacă cazi, are cine să te ajute. Slujirea de echipă motivează și oferă un sentiment de responsabilitate pentru că te mai văd și alții, nu ești singur. Exemple de echipe în Biblie, Moise și Aaron, Exod 4. Credeți dumneavoastră că era greu lui Dumnezeu să-i spună atingeți gura cu toiagul la care l-ai în mână și ai făcut o mie de minuni? De ce nu așa? Zice, nu, nicio minune nu fac, vei rămâne bâlbâit, ia-l pe, la, pe fratele și vorbește el pentru tine. Doamne, nu mai mă împerechea cu ăsta, ăsta cine știe, poate nu merge cu mine, eu când vreau să merg, el obosește lasă-mă să mă duc singur, atinge-mă pe gură să vorbesc fluent. Și Domnul spune, nu, 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 nu. Stai așa cum ești, că ești bine, toiagul folosești pentru alte minuni, minunea asta ți-a interzis să ia pe aron cu tine. Și bietul Moise toată viața a trebuit să-l aibă în tandem, în duet, pe aron cu el. De ce Dumnezeu nu l-a înzestrat pe Moise că nu, mai, nu, era mare lucru pentru Domnul să-i dea o vorbire fluentă? Dar doi, asta e regula. Debora și Barac, judecător patru. David și Ionatan, Ilie și Elisei, Petru și Ioan, Barnaba și Saul, am citit fapte 13, Pavel și Sila. Atunci când vorbim despre o echipă, vorbim despre cel mai complicat lucru de sub soare. Cea mai mică echipă, cea mai complicată echipă de format este familia. Până la urmă, familia e o echipă formată dintr-un bărbaș și o femeie care se angajează restul vieții să rămână prieteni chiar dacă uneori e mai greu. De ce? Cum se numește formula de insucces a acestui imperativ? Divorț. Așa se numește. Dacă pentru cineva care își asumă responsabilitatea sub jurământ și se iubesc unii pe alții și au niște privilegii pe care niciun alt tip de relație nu-l mai are sub soare, ca și familia, uneori e greu. Dar cum să nu fie greu pentru străinii ăștia care ne vedem de două, trei ori pe săptămână și unitate nevoie mare? Fraților, numai cei care sunteți membri într-o echipă, știți cât de complicat este să faci o echipă cu oameni diferiți de tine, cu oameni cu care nu petreci mult timp ca în familie, cu oameni cu care nu ai legături de sânge. Să realizezi o, familie, o, o, o echipă ca o familie este cel mai greu lucru. Cu care eu m-am întâlnit în viața mea de muritor. Cel mai greu lucru. Să o realizezi e greu, dar să o menții de-a lungul anilor, unde sunt tot felul de ambiții, unde sunt tot felul de slăbiciuni, unde sunt tot felul de lucruri care scapă de sub control, unde sunt tot felul de vorbe care, în neatenție, jignesc. Sunt tot felul de atitudini care creează suspiciuni. Sunt tot felul de uitări, de omiteri, de neglijări, care pun presiune pe echipă. Și merge, merge, merge până m-am săturat. Cât să dureze o echipă? Că e greu pentru familie, unde sunt legături pe care nu le mai discut, că sunt ușor de subînțeles. O biserică are pace, atâta timp cât echipa pastorală are pace. Când echipa pastorală nu mai are pace, pacea în biserică s-a terminat. Atâta timp cât conducerea bisericii este unită, biserica va fi unită în mod obligatoriu. Unitatea într-o biserică nu o realizează membrii în primul rând, ci o realizează liderii în primul rând. Pentru că oamenii de acolo roiesc în jurul unui membru atunci când el intră în conflict cu ceilalți. Atunci când vorbim despre formarea unei echipe, în primul rând vorbim despre alegere. Domnul Iisus Hristos i-a ales pe membrii echipei sale. Am două texte biblice pe care nu le mai citesc din lipsă de timp. Vreau numai să vă spun că atunci când vorbim despre formarea unei echipe, după ce îi alegem pe oamenii ăștia, îi implicăm într-un proces de integrare și de potrivire. Noi toți care suntem căsătoriți știm că primii doi ani au fost mai complicați. E adevărat că a fost și luna de miere, că dacă nu era aia să sponsorizeze masiv, cu entuziasm, cu curiozitatea începutului specifică, cu frumusețea aia de la început, atunci era, era complicat. Și și așa a fost greu. Ei bine, atunci când vorbim despre formarea unei echipe, trebuie să știm că fiecare persoană din echipă trebuie să aibă un loc stabilit. O echipă nu supraviețuiește dacă toată lumea face ce vrea și dacă fiecare face ce îi place. Revin din nou la echipa aia sportivă, ce ați zice dacă portarul ar pleca din poartă și s-ar duce și el să dea un gol? S-a mai întâmplat, dar dacă ar rămâne acolo? Așa, vreo jumătate de oră să stea acolo. Că până la urmă, cel l comandă cineva? Poate, are, poate e cel mai bogat dintre toți, poate e mai bogat ca antrenorul, nu? Și ce, 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 pe el îl comandă chiar cineva? Dar aici de comandă se pune problema sau de înțelegerea rolului în echipă? Aici se pune problema cine are bani mai mulți sau se pune problema de înțelegerea rolului în echipă? când intri într-o echipă trebuie să înțelegi că nu mai poți face ce vrei și nici ce îți place. Sunt oameni care sunt oameni de treabă, dar nu pot suferi într-o echipă, pentru că vor să se facă numai cum vor ei. Omul ăla niciodată nu va putea să trăiască într-o echipă. Iar dacă totuși intră, pune o presiune teribilă pe echipă datorită stilului lui de om care nu se poate acomoda la alții. În căsătorie s-ar putea să-și domine partenerul, dar nu poți într-o echipă de 5, 10, 15 oameni să-i domini mai ales când sunt toți bărbați și bărbații sunt războinici. Nu mai e un bărbat și o femeie. Apoi, identificarea abilităților și nevoile fiecărui membru component. Am avut echipa de, echipa de comisia de vot de 15 oameni și dacă ați trecut pe acolo ați văzut că fiecare stă undeva. Dumneavoastră știți cât de complicat a fost să hotărâm cine stă acolo și cine stă dincolo? Pentru că atunci când îi spun un om să stai acolo, el întreabă, dar de ce eu și nu celălalt? Și eu trebuie să-i răspund de ce el. Eu, de ce-i răspund? O să-i spun așa vreau eu, dacă îi spun așa, poate că mă ascultă, că n-are încotro. Dar în mintea lui o să spună fratelui Gesta, nu e argument serios. Doar că vrei dumneata mea, nu ești Dumnezeu. Ești pastor, te respect, stau acolo, dar argumentul ăsta te descalifică în fața mea. Unde îi pui pe membrii echipei? De ce ăla nu predică mai mult? De pe bancă, întrebarea asta e normală. De unde stau eu nu e normală. De ce ăla nu, de ce ăla așa atât sau nu mai mult? Lucrurile astea într-o echipă, cineva trebuie să le cântărească. Riscul să greșească este la fel de mare cu acela de a nu greși. Creșterea sau transferarea de oameni buni în echipă. Orice echipă trebuie să crească de-a lungul timpului. Și omul care o conduce trebuie să aducă oameni noi în echipă, ori să-i crească, ori să transfere oameni buni în echipă ca să crească valoarea echipei. Sunt echipe în politică, echipe în sport, echipe în știință, echipe în biserică, peste tot oamenii lucrează împreună. Ei, comisia asta, grupul ăsta, se numesc o echipă, un grup. Ce ați zice dacă ați merge să fiți operați de un, un, un grup de doctori care fie unul e electrician, unul este păstor, unul este dirijor și unul... Cine ar vrea să fie operat de echipa asta? Fiecare dintre membrii componenți ăștia se pricep la ceva, dar nu la operație. Cum ajungi la performanță cu echipa asta de oameni? Eliminarea atitudinilor greșite din comportamentul membrilor echipei. Ce ați zice revenind la echipa de care vorbeam mai devreme, că portarul, că acum tot a încășunat pe el, s-ar enerva și dacă s-ar enerva, ar avea niște atitudini foarte urâte, poate chiar obscene acolo pe teren. Ce atitudine ar trebui să ia antrenorul pentru, pentru comportamentul lui greșit? Ar trebui să-i spună ceva. Păi să-i spună, dar dacă se supără și pleacă din echipă. Și nu-i spune nimic și data viitoare mai rău face. Cam, cam cum ar trebui să se comporte antrenorul? Elimină treaba aia sau nu elimină? Eliminarea membrului component din echipă în momentul în care el micșorează randamentul. Ce ați zice dumneavoastră? Dacă un dirijor, un păstor, un lider de departament îi spune unuia dintre membrii componenți de astăzi înainte, evident după ce stă de vorbă cu el, după ce încearcă uh, uh, redresarea, corectarea, dacă vede că nu se poate îi spune de astăzi înainte stai pe bancă, ce zice biserica? A, se răzbună pe. Chiar, chiar nu mai există alt motiv decât răzbunarea? Dar dacă randamentul echipei scade din pricina acestei piese componente, e bine sau rău că îl schimbă? Dacă vi s-ar lua dreptul să fie votat păstorul și ar spune de astăzi înainte până mor, aici sunt. Ce ați zice? Bun, rău, acolo rămâne. S-ar mai face performanță în maniera asta? Nu. E normal să avem ce e mai bun sau nu? La noi acasă luăm ce putem să avem cel mai bun? De ce schimbăm frigiderul? Pe unul cu altul. Mașina, hainele. Convingerea membrilor echipei că grupul e mai important decât individul. Fiecare individ dintr-o echipă vrea să fie mai important decât grupul și uneori pune presiune pe tot grupul, 7, 10, 15, 20, 100 de oameni, doar pentru că el crede că e mai important decât tot grupul. Fraților, într-o echipă, echipa e mai importantă decât grupul. Biserica e mai importantă decât o familie și o familie e mai importantă decât un om. Tot timpul grupul e mai important decât un singur membru component al grupului. Aceasta este o filozofie de viață, o filozofie biblică. Nu putem să sacrificăm 15 oameni, 13 oameni, 10 oameni, 100 de oameni pentru un om, că el neapărat vrea într-un fel. Dacă unul dintre copii într-o familie sacrifică toate regulile familiei și el vrea așa că altfel plânge și țipă, Cam ce are de făcut familia? Că dacă îl lasă în pace, așa o să-i manipuleze cu țipatul și cu plânsul până când pleacă prin căsătorie de acasă. Stabilirea unei viziuni clare, o echipă care nu știe de ce este echipă, mai bine să fie dizolvată. Care-i rolul la, la conducerea bisericii? Care-i rolul la formația asta? Sau la asta? Care e rolul unei echipe de doi, de trei, de cinci oameni? Care a fost rolul celor 12? Credeți că Domnul Isus i-a ales doar așa să nu fie singur că se plictisea? Evident nu. Care a fost rolul celor 3? Care a fost rolul celor 70? A avut Domnul o viziune pentru ei? I-a chemat, i-a format, i-a instruit, i-a pregătit, i-a împuternicit și i-a trimis cu un scop. Care este scopul unei echipe în biserică? Are un scop, nu? Verifică cineva dacă echipa e așa a atins scopul? Păi dacă nu verifică, credeți-mă, biserica asta în două săptămâni gata. Omului căruia nu îi se cere socoteală, va ajunge să facă ce vrea. Copilul și adultul are în inima lui și în sângele lui această manifestare a entropiei. Totul se dezintegrează, totul se strică. Uitați-vă la luna de miere, o lună ține și la urmă se carăcește. Uitați-vă de orice lucru care ne apucăm. Când îți cumperi o mașină, domne, vreo două, trei săptămâni o speli în fiecare zi și după aceea nu o mai speli niciodată la o lună. Te cam plictisești de ea și cam, cam îți trece. Ei, în orice echipă trebuie cineva să ceară socoteală și să spună, tu ești aici pentru asta, de ce nu mai dai randamentul ăsta? Nu poți să lași pe fiecare să facă ce vrea, că echipa aia se duce. Și noi cu copiii noștri la un anumit interval de timp avem o discuție și spunem, bă copile, ia vină un pic încoace. Bă, ce faci mă cu școala? Ai luat și pe bi și pe nu știu care, pe... mai alaltă ieri ai numai în frunte, acum ai ajuns în coadă. Să știi că ești la ultimul vagon, nu mai ai unde să te duci. Cam cum ar trebui să te fixe? Să te fixe singur sau te ajut eu? Nu poți să-l lași așa, că el atâta știe, dar e părintele care știe mai mult. Trebuie respectat părintele sau nu? Are autoritate sau nu are Oferirea de încredere și stabilitate membrilor echipei. Un lider trebuie să fie aspru, dar asprimea trebuie să fie împletită cu o atitudine de prietenie, de încurajare și de încredere. Că -i dacă, dacă e doar pesimist așa și... Aoleu, gata, sfârșitul lumii. Toată această atmosferă de descurajare și de mă duc să mă culc vine în inima la membrii echipei și în două săptămâni nu mai vine nimeni. Ai s-au dus, te trezești singur nici în cealaltă parte nu mai prietenie și nu mai încurajare, că nu mai există nicio, 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 formă de respect față de autoritate. Liderul trebuie să fie un om cu discernământ și cu echilibru, așa cum trebuie să fie o mamă, un tată, un părinte în general. Râs cu copilul, dar îl mai și roș să-și vadă de treabă, că e un pic de diferență, cel puțin 16 ani, dacă nu mai mult. Păstrarea motivației și moralului ridicat. Orice echipă are nevoie să îi se ridice moralul. Pentru că la un moment dat, oamenii se defocalizează, se, se descurajează. Ne-am rugat de atâta timp, hai să mai ținem. Nu, no, frate, no, mai am încercat o dată de două, de nouă. Legea ghepardului. De câte ori încearcă un ghepard? De trei ori. După trei ori ăla nu mai încearcă, s-a dus, s-a mutat. Păstrarea motivației. Banca de rezerve trebuie să conțină oameni la fel de buni ca cei din echipă. Nu luăm rezerve de mâna zecea. O echipă bună are rezerve bune și trebuie neapărat să aibă rezerve. Ați observat că am ales 15 și plus 3 membri supleanți. Unul dintre cei 15, datorită unei probleme de familie, s-a retras. Dacă nu-l aveam, aveam pe cei 3 să alegem pe unul dintre ei să-i punem în loc, ce făceam? Mai ne întâlneam o dată, mai ridicam o dată mâna. O echipă bună are rezerve bune. Aș vrea să închei, însă înainte să mă opresc, mă uit la dumneavoastră și vă spun un singur lucru. Eu știu că dumneavoastră aveți același interes ca mine pentru biserica asta, fiindcă suntem în aceeași barcă. Și dacă barca asta se scufundă, noi amândoi mergem la fundă. Iar dacă barca asta plutește, noi amândoi ajungem la țărm. Nu poți să ajungi la țărm fără mine, să nu te bucuri. Dar să știi că nici eu nu pot să ajung la țărm fără dumneata. Amândoi ne înnecăm sau amândoi ne oprim la mal. De aceea noi amândoi trebuie să fim așa. Uneori e mai ușor, alteori e mai greu, dar noi amândoi trebuie să fim așa. Pentru că suntem în aceeași barcă. Și dacă se scufundă, ne ducem amândoi jos, iar dacă plutește, ajungem amândoi la mal. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu în inima noastră, în conștiința noastră, pentru această mentalitate de a-i suferi pe frați, de a lucra împreună cu ei, de a considera că Domnul lucrează și prin altul, de a avea respect pentru frați, dar în același timp să nu confundăm sugestia pe care o avem cu un ordin. Noi toți putem să avem sugestii, dar sugestia trebuie făcută fără pretenția că trebuie neapărat împlinită. Pentru că în orice domeniu există o autoritate care hotărăște care sugestie se aplică azi, care mâine, care deloc. Trebuie să avem aceste înțelegeri în minte, că altfel nu o să ne înțelegem numai dacă suntem singuri. Dumnezeu să ne binecuvinte!